de la Mobile Congress 2014 în Barcelona. Prezentăm o tabletă de la Huawei de 7 inch. Este vorba de Huawei MediaPad X1. Este un device ce vine cu display de 7 inch, suportă rezoluția aproape Full HD de 1920x1200 de pixeli. Vine cu un display interesant, în sensul în care se poate uita utilizatorul de până la 180 de grade, puteți să vă uitați în orice altă poziție și puteți să vedeți la fel de bine. Vine cu o memorie internă de 2 GB RAM și 16 sau 32 GB pentru stocare fișiere, la care se poate mai adăuga un card microSD de până la 32 GB. Sistemul de operare care vorbim este Android, varianta 4.2, care se pare că o să primească în viitorul foarte apropiat un update software. Vorbim de un procesor performant, este vorba despre un procesor quad-core de 1.6 GHz. Din punct de vedere al internetului și date, vorbim despre suport 3G și 4G LTE. Partea din față, sus, găsim o cameră secundară, această cameră este 2 megapixeli. Partea din spate, găsim o cameră de 13 megapixeli, care poate să se registreze Full HD 1080p. Carcasa, capacul, carcasa de fapt, este unibody, este într-o singură bucată de material, ceea ce o face să fie foarte rezistentă. Mai trebuie să adus în discuție încă două aspecte, este foarte subțire, are în acest sens doar 7,18 mm. Vine cu suport NFC, NFC Communication. Foarte ușor, sunt câteva widget-uri ce ne permit să șerim conexiunea de internet către alte device-uri. Putem să avem până la 6 utilizatori în același timp. Peste interfața nativă de Android găsim o interfață proprie Huawei. Este supranumită Emotion User Interface. Este la versiunea 2 în acest moment. Greutatea tabletei este doar 239 de grame. Se poate ține destul de lejer cu o singură mână. Depinde ce vreți să facem pe ea, fie că este browsing, fie că scrie mesaje sau alte lucruri de acest gen. Aceasta este prezentarea tabletei Huawei MediaPad X1 7.0. Pentru mai multe detalii, vă aștept pe site-ul nostru telefonultău.eu.